Slăviți să fie Domnul! Aș vrea să ne ridicăm să citim câteva versete din Cartea 1 Petru, capitolul 2. Nepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire, și ca niște prunci născuți de curând să-l doriți în aptele duhovnice și curat, pentru ca prin el să crește spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Apropiați-vă de el, piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduce jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Astăzi suntem în zi de post. Și mă întreb, oare Dumnezeu a primit ziua noastră de post? Că Isaia spunea așa: atunci va răsări lumina, atunci strigătul tău va fi auzit. Isaia 58. Când? Când înaintea zilei de post facem câteva lucruri. Desleagă lanțurile răutății, desnoadă legăturile robiei, dă drumul celor apăsați și rupem orice fel de jug. Domnul să ne ajute să facem așa. În versetul 5 spune apostolul Petru că noi acum aducem jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu. Dar înainte de a ne apropia să aducem jertfe, trebuie să facem ceva. Lepădați orice răutate, orice viclenie, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Am făcut asta? Dacă da, îi bine. Dacă nu, încă le mai putem face asta. Și după ce le pădăm astea toate, ne apropiem să aducem jertfele. Jertfele ceremoniale au încetat când Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Dar în biserică există conceptul de jertfă încă. Pavel spunea în Romani capitolul 12, versetul 1: vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Și ca să înțelegem despre ce vorba, spune: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Noi am adus trupul astăzi la adunare, îl aducem aici în fața Domnului ca o jertfă vie, sfântă și plăcută. Să primească Domnul jertfa aceasta. Amin. Numai că spuneam eu altă dată, odată cu trupul nostru, cu omul de afară, trebuie să aducem și omul din lăuntru, să aducem și gândurile noastre, amintirile noastre, să fim cu totul aici. Aduceți! Spunea în numărul 15:40, aduceți-vă aminte de legile și poruncile Domnului. Noi am venit cu asta aici. Cronici 16:12, aduceți-vă aminte de minunile Lui, experiențele care le-am avut cu Domnul. Am venit cu ele aici. Versetul 15, același Cronici 16, aduceți-vă aminte de legământul pe care l-am făcut cu El. Noi am venit cu asta aici. În Evrei 13:7, aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felul lor de viețuire și urmați-le credința. Eu asta am spus, îi rânduiala pusă de frații noștri. Și noi venim cu rânduiala aceasta bine știută la adunare. Apoi mai aducem și alte lucruri la adunare, că trebuie să le aducem. Scrie în Filipeni 4:6, nu vă îngrijorați de nimic, s-o vorbi de îngrijorare, ci toate lucrurile aduceți-le la cunoștința lui Dumnezeu prin cereri, cu rugăciuni și mulțumiri. Astăzi ne-a rugat. Am adus rugăciuni. În Evrei capitolul 13, versetul 15, prin el să aducem lui Dumnezeu jertfe de laudă, adică rodul buzelor. Frumos a cântat. La un moment dat nu m-am abținut și am cerut la fratele acela: dă-mi și mie partitura asta, aceea e cu binecuvântarea de copii.
Și când am văzut partitura, scria Buzduga Simeon, ăsta e unul din prietenii mei buni. Cum de acolo noi în Bucovina nu o știm? Dar voi o știți aici la Arad. E o minune. Aducem. Am adus mulțumiri, aducem cântări. Aducem, scrie în Osea 14:2, aduceți cu voi cuvinte de căință, regrete, plâns. Și chiar eu mi-am cerut iertare la Dumnezeu azi pentru multe greșuri pe care, în care am căzut, am fost ispitit. Am venit cu cuvintele acestea înaintea lui Dumnezeu. Deci am adus. În Maleahi 3:10 spune, aduceți în vestierie acasă Domnului darurile voastre, zecielile voastre. Le-am adus și pe acestea. Eu nu vreau să vorbesc despre aceste jertfe. Spuneam eu, jertfele ceremoniale au încetat, dar principiile, eu zic, au rămas aceleași. Și m-am uitat la câteva principii ale jertfelor pe care trebuie să le aplicăm acum în viața noastră. Primul principiu e valoarea jertfei. Jertfa are o valoare. Mă uitam la dialogul din Aria lui Aravna, Iebusitul, când omul ăsta îi dăruia lui David, ia aria, ia și uneltele, ia totul, numai adă o jertfă să înceteze urgia peste Israel. Și în 2 Samuel 24:24 o spune David, dar eu nu pot să aduc o jertfă care nu mă coste nimic. Că întotdeauna jertfa are un preț, o cheltuială. Care-i prețul care l-am plătit noi? Păi ăsta flămâns dimineață până acum. Mai după amiază mi-era foame, vă spun drept. Dar acum mi-a trecut de foame, nu mi-e foame deloc. Putem face noapte de veche deja. Mi-era și sete, că am mai fost într-o adunare, am predicat, m-am, știu eu, deshidratat. Acum nu mai am nimic, ați bun de predică, mulțumesc Domnul. Dar un preț îl plătim, nu? Păi ăsta e prețul care îl plătim. Că jertfa are o valoare. David a spus, eu nu aduc jertfe să nu mă coste nimic. Ei, acum că am venit la adunare și am stat un pic flămânz, ui chiar așa de mare preț. Dar am întâlnit oameni care au adus jertfe și s-au cheltuit foarte mult pentru aceasta. Există o valoare materială. În Vechiul Testament, uitați-vă la Levitic, capitolul 1 până la capitolul 5, că jertfe și legea jertfelor. Erau diverse jertfe acolo. Pentru când cineva o jertfă de mulțumire, ardere de tot, jertfă de ispășire, când păcătuiește un evreu, când trebuia o jertfă adusă. Când păcătuiește o căpetenie, era preț pus. Când păcătuiește toată adunarea, trebuia o anumită jertfă adusă. Acum ai drept la Domnul, acolo erau și niște concesii. Spuneam, măi, dacă cineva nu poate să aducă un taur, să aducă un pui de porumbel. La noi în Moldova se spune hulub. Măi, adă și tu ceva, nu chiar vii cu mâna goală la adunat. Acum, dumneavoastră, ce ați adus? Eu am o întâmplare, am mai povestit-o că prinde bine la subiectul ăsta. Am avut un frate, Chindriș Iacobuț, un om al lui Dumnezeu. La 50 ceva de ani a murit din Cajvana, cânta foarte frumos, cânta psalmi, avea lucrări, predica frumos. Eu duminică am fost, duminică seara cu el în lucrare și el marți a murit. Luni a fost pe la mine și marți noapte a murit. Dar el spunea că la dâns în Cajvana, un frate a avut un vis de noapte. Se făcea că erau toți așa la adunare ca aici și a venit un înger și a împărțit niște hârtii la toți, la fiecare. Și fiecare citea cu atenție acolo și un frate, ăsta în cauză, a citit nimic pe o parte, nimic pe alta. Îi spune la altul, măi, la tine ce scrie? Și ăla îi spune, la mine scrie aminul care l-am spus eu în adunare la slujbă, îi trecut tot. Măi, să mă uit la el, nimica.
Dar el era un om foarte rațional, foarte sobru, așa, el nu spunea amin chiar la orice. Și acum a venit duminica, iese conducătorul în față, spune, slăvit să fie Domnul. Tot adunarea, amin. Dar el, amin, amin, amin. Am oamenii care îl cunoșteau, suit în lung la el. Iar spune, slăvit să fie Domnul. Tot adunarea, amin. El, amin, amin, amin. Unul se întoarce, ce cu tine, bă, ce-ai pățit? Bă, uite ce vis am avut. Eu n-avem niciun amin. Și spun așa să vă ajung pe voi din urmă, să recuperez. Voi ați avut un amin? N-ai avut o cântare, n-ai avut predică, o am eu acum, nu ai tu. N-ai avut nicio prorocie. Sau n-ai avut nu știu ce jertfă de adus, dar un amin ai adus de acasă? Amin, amin. Slăvit să fie Domnul. Și eu vreau ca atât adunarea când spun slăvit să fie Domnul să spun amin. Amin. Dar e o jertfă, nu e un taur îngrășat, e un porumbel. Să-l aducem măcar pe ăsta. O valoare materială era acolo. Dacă jertfim Domnul din bunurile noastre, valoarea asta diferă și este. Am spus eu cum mai este o valoare spirituală. O întâmplare din Scriptură. Ceva Saul nu a ascultat cât trebuie. Și vine Samuel și îi spune, 1 Samuel 15:22, că ascultarea face mai mult decât toate jertfele. No, cum suntem la capitolul ascultare? Pentru unul e mai ușor să dea 100 de lei, dar să-l leși așa, în răzvrătirea lui, în neascultarea lui. Că spunea în practicarea smereniei fratele Fedor, că ea începe, recunoști calitățile aproape lui tău. Filipeni 2:3, fiecare să privească pe altul mai presus. De aici începe smerenia, kilometru zero dacă vreți. În Deuteronom 8:3, să recunoști dependența de Dumnezeu. Dumnezeul tău te-a smerit ca să înțelegi că omul trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura al Dumnezeu. Al pas în practicarea smereniei, în Filipeni spunea fratele 2:8, s-a smerit și s-a făcut ascultători. Ei bine, unii sunt gata să jertfească, să dăruiască mult în numele Domnului, dar nu sunt gata să asculte. Și dacă aici au stat copii flămânzi și fratele Liviu a lăudat, și dacă a lăudat el, nu-i melau și eu, deși merită, merită. Măi, am stat flămânzi, am adus trupul ca jertfă. Dar asta nu e în locul ascultării. Ascultarea de părinți rămâne ascultare de părinți, da? Ascultarea de autorități rămâne, ascultarea de mai mari voștri din Evrei 13:17, ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși. Aia trebuie să dăm dovadă. Nu înseamnă că dacă am stat o duminică plină în adunare, cum îi spuneți dumneavoastră, și noi am avut duminică zi de post în adunare, de acum nu mai ascult de nimeni. Că ascultarea face mai mult decât jertfele. Eu când vorbeam odată de ascultare, am așezat porunca între execuții sau refuz. Că poți să-i spui la unul, fă un lucru și el să spună, nu vreau. Poate. Și asta e neascultare. Asta nu e jertfă plăcută Domnului. Sau cineva spune, da, domne, ca în armată, am înțeles și execut. Am așezat ascultarea între grabă și zăbavă, știi? Că Iacov 1:19, știți bine, prea iubiți mei frați, lucrul acesta, orice om să fie gramnic la ascultare. Acum eu întreb pe toți tineri de aici, voi sunteți gramnici la ascultare? Și întreb pe toți frață din adunare și surorile, suntem gramnici la ascultare? Că s-ar putea să ascultăm, dar cu zăbavă, știi? Cu zăbavă. Adică facem, dar după ce îmi spune de 3 ori, după ce îmi întorc vorba de 2 ori, dar asta nu e jertfă plăcută Domnului. Ascultarea e o jertfă care place Domnului. Sau am pus eu ascultarea între total și parțial. Așa ca să luăm ca Saul. Doar Saul a ascultat mult, măi.
Eu mă gândeam că atunci nu erau WhatsApp, nu erau grupurile bisericii, nu erau... O trebuit din sat în sat, pe toți munții lui Israel, să meargă oameni, călări, pe cai, să spună mâine sau peste trei zile ne întâlnim aici, plecăm la război. Să-și facă oamenii merinde, să iei calul, să îl potcovească. Dar acolo a fost un pic de treabă, nu? Și-o pleca la război să se bată cu Amalec. Și l-a bătut pe Amalec. Mult o ascultat. Numai ceva nu a ascultat. Ceva că poporul a vrut să păstreze niște animale acolo, să aducă jertfă. Nici nu ca să se îmbogățească, să aducă jertfă. Și aici îi spune Samuel, ascultarea face mai mult. S-ar putea Domnul să ne spună un lucru și noi să ascultăm, dar nu cu totul. Domnul vorbește de pocăință, să venim la adunare, să regretăm faptele noastre, vorbește de nașterea din nou, noi venim la adunare, dar Domnul spune să iei botezul în apă. Și tu nu vrei să iei botezul în apă. Ai adus jertfă, dar n-ai adus cum trebuie. Și Domnul s-a supărat pentru asta. Există niște valori spirituale, ascultarea e una din ele. Sau mai spune Marcu 12:33, că unul i-a spus, bine ai răspuns, învățătorule, că ai iubit pe Dumnezeu din toată inima și pe aproapele tău îi mai mult decât toate jertfele. Cum stăm cu dragostea față de Dumnezeu și mai ales cu dragostea față de aproapele nostru? Că degeaba jertfim noi material, ne cheltuim, e bine ce Dumnezeu răsplătește. Până la urmă, stăm la adunare de dimineață până seara aici însetați și obosiți. Dar eu nu pot să iubesc pe frați. Am niște frați care nu pot să-i văd. No, acum jertfa asta e plăcută sau nu-i plăcută? Dumnezeu să ne dea înțelepciune și putere ca să ne iubim unii pe alții. Așa cum ne-a iubit și Dumnezeu în Iisus Hristos și ne-a iertat. Există, am spus, o valoare materială. Și în valoarea materială am mai întâlnit o categorie de oameni care trebuie să aducă un vițel ca jertfă, dar el a adus un porumbel. Adică și-a adormit cumva conștiința. El e milionar și-a pus și el în colectă 10 lei. Am participat și eu la colectă. Dar bă, nu-i bun, că trebuie acolo respectată valoarea aceea. Porumbelul aduce cine nu poate mai mult, dar cine poate mai mult să respecte ce spune Biblia. O valoare materială. O valoare, am spus eu, spirituală. Cum ar fi ascultarea, iubirea. O valoare, nu știu cum, simbolică, i-am spus eu. O valoare simbolică. Învață un copil bine la matematică, face cu lege, meditație, se duce la olimpiadă și iese locul 1 pe Arad. Și când a ieșit locul 1 pe Arad, îi dă o hârtie, îi dă o diplomă. Și se duce acasă și o pune pe perete, am ieșit locul 1. Dar hârtie ce nu ține nici de foame, nici de frig. Dacă vrei să... O vinzi la careva nu-ți dă niciun leu pe dânsa, că nu-i trebuie. Dar pentru mine are valoare, un sportiv, a luat un campionat, domnule, o pune acolo un trofeu, o valoare. Aia e numai simbolică. Odată Domnul Iisus urmărea colecta. Rar mi l-am imaginat pe Domnul așa. Am mai spus eu și la voi, eu mi-l imaginez pe Domnul că mă ascultă cum predic, eu sunt responsabil de orice cuvânt. Atent la lucrări, atent la rugăciuni, la cântare. Odată Domnul era atent la colectă, cum se face colecta. Și au ajuns acolo la Ierusalim, la intrarea în templu și veneau evrei și aruncau toți în vistieria templu. Marcu 12:43 acum. Și a venit o văduvă care o arunca doi bănuți. După mintea mea spune el, nu mă încurcă pe contabil. Exact, nu mă încurcă caseria cu aceia doi bănuți. Și când văduva au aruncat doi bănuți, Domnul spune, veniți încoace, repede la ucenii, repede veniți la mine, uite, vedeți voi văduva asta, eu o dat cel mai mult. Cum mă o dat cel mai mult? O dat doi bănuți.
Dacă tu ai, ar trebui să beneficiezi de colectă, de la cine ai aștepta? De la un milionar sau te-ai mulțumit cu doi bănuți, că o da mult? Dar numai că se pare că Domnul nu calculează ca noi, matematica lui e un pic altfel. O spus, ea o dăruit tot ce avea. Domnul s-a uitat la cât i-a rămas, nu la cât o dată. Și cred că la dumneavoastră am mai spus eu odată, când Bosanci la noi, la oastea Domnului, încă mai trăiește, că e bătrână. Era un om cu minte, dar nu așa cu minte. Și-a plecat undeva la o nuntă pe la munte cu tatăl său și cu un grup de ostași și acolo s-a făcut o colectă și ăla care a făcut colectă a spus, na, fiecare să dea ei cât are. Și o dat, bani era la băiet și când se vine o ajuns în gară, zic, măi, tot Dragoșul chema, coincidență de nume. O spus, du-te și cumpără bilet, dar nu mai am bani. Dar unde-s? Dar i-am dat. Bă, dar i-a dat atât, dar o spus să dea ei fiecare cât are. Și omul ăsta, așa cu mintea lui, o dat tot ce avea în buzunare. Acum noi zâmbim la asta. Dar văduva nu-i ceva de zâmbit ce-a făcut ea. Ea o dat tot ce avea ca să trăiască. Asta e jertfă, fraților. Domnul pune valoare pe asta. Pentru ăla care primește, pentru casierul de la templu, ceva simbolic, doi bănuți. Dar în ochii lui Dumnezeu, altfel se vede jertfa asta. Că există o valoare materială, o valoare spirituală și o valoare simbolică, dar Domnul calculează bine și nu greșește. Primul principiu de care am vrut să vorbesc este principiul valorii. Jertfele acelea, mii și mii de animale, râuri de sânge, predica un frate din și dealuri de tămâie. O încetat acelea, dar principiul o rămas. Când aducem o jertfă înaintea lui Dumnezeu, trebuie să știm bine că ne costă ceva. Cât suntem noi dispuși să cheltuim în jertfirea care o aducem? O a doua atitudine, al doilea principiu e atitudine, am vrut să spun. Cu ce atitudine aducem noi jertfa asta? Scrie, eu am citit acolo, am vrut să înțeleg greu pricep. În cartea 1 Împărați, capitolul 8, Solomon aduce jertfe. 22.000 de boi, 120.000 de oi. Eu am văzut cirezi de vite. Și la mine grajde au fost mai tot timp, acum le-am vândut, am scăpat de ele. Dar voi știți cât e astea 22.000 de boi? Câtă muncă era, câtă pagubă, dacă vreți. Dar spune în versetul 66, din același capitol, că poporul a plecat acasă plin de veselie. Din asta eu am făcut o sărbătoare și așa s-a bucurat de tare. Acum, Domnul Iisus spunea, voi când postiți, nu vă sluțiți fețele așa, știi? Voi ungeți-vă fața, fiți bucuroși. Acum când gătim ziua de post, puteți zâmbi? Vă puteți arăta un pic mai luminoși așa la față? Acum, nu de bucurie că se termină ziua, de bucurie că aducem o jertfă Domnului, da? Adică să o aduce în jertfa asta cu bucurie. O pus comitetul, stau că mă văd așa din comitet, n-am ce face. N-am ce face. Eu am fost numai 4 zile, m-a luat cineva la o stațiune. Am fost cu soția, care era foarte bolnavă, la Podișu, și acolo sunt vegani, îți dă mâncare numai vegetale și puțină. Și cu mine era un frate păstor din Botoșani. Și seara spunea, frate dragul, bine cu oameni. Zic, ce-i mie în el? Ai cam crnați în portbagaj. Și eu am venit să mor de foame aici. Apoi nu așa ținem ziua de post, măi fraților. Și suntem supărați când mi-au pus iar ziua de post. Noi jertfim cu bucurie. Noi suntem plini de bucurie. Doamne ajută-ne la asta. Jertfirea trebuie să aibă o atitudine de bucurie. E greu de înțeles, spun. Eu am acasă păsări și mi-au intrat, nu spun cine, și mi-au omorât câteva.
M-am nespus la nevastă, ce n-ai închis, bă, dar te-am lăsat, dar ești om bătrân. Băi, copii, de voi n-aveți grijă. Era paguma mare, erau câteva găini. Și m-am gândit să o omor, o dat 22.000 de boi. Câte staule avea, câte grajduri avea, ce turmi mânau ăia. Și el era așa de bucuros că jerfește Domnul. Atitudine de bucurie. Aș vrea când terminăm și până terminăm să fim în adunare un pic mai bucuroși. Doamne ajută-ne la asta. Când am fost invitat, n-am avut ce face, la mic dejun cu rugăciune în Parlamentul României, m-am întâlnit cu un frate, nu spun cu cine, cunoscut așa în mediul ăsta, și el spunea: Domnule, eu nu prea eram bucuros, că m-am dus. Și că mă uit ce față zâmbitoare ai, de vreo 3 ori mi-a spus. I-am spus: Domnul, nu vă spăra, sunt riduri, că am îmbătrânit. Când eram mai tânăr, nu arătam așa. Vreau în seara asta, jertfirea care o facem noi, jertfa, atitudinea să fie una plină de bucurie. Dacă dărnicia noastră înseamnă o jertfă, da? Că scrie în Evrei 13:16 parcă: și să nu uitați binefacerea și dărnicia, că jertfe ca acestea îi plac lui Dumnezeu. Iar în Roman 12:8 spune: cine face milostenie să o facă cu bucurie. Avem bucuria asta când dăruim. Mi-a spus un frate că a fost în America la o adunare de penticostal, o adunare de frați negri. Câteva lucruri i-au plăcut, câteva nu i-au plăcut, mi-a spus el mie, dar s-a întâmplat când era o strângere mare. Și îmi spunea: măi, frate Dragoș, așa avea un lighean mare în fața amvonului, ca o vană de ceaie, în care spălam noi înainte rufile, și fiecare, în timp ce se cânta, mergea cu foaia, de ce, cu bani, fiecare mergea acolo. O spus: Domnul, era câte unul așa pupace acolo, așa îl ducea și îl lăuda, fie Domnul, aleluia, și îl punea acolo. Și băi, atâta bucurie, așa ca să dăruiești, la noi trece colecta aceea și cam mânioși, punem acolo, așa să nu se audă și gata, nu suntem tare bucuroși. Eu vreau ca jertfirea care o facem, jertfa, să o aducem cu bucurie. Și mie mi s-a întâmplat că am dat, dar nu cu bucurie. Am dat din nevoie ca să scăpe, am spus: măi, îți mai dau ultima dată, nu mai vine la mine, că vrea predies. Și după aia m-am gândit, mă, că pe cine dă cu bucurie îl primește Domnul. S-ar putea eu să fi rămas și fără bani și fără răsplată. Să ne dea Domnul pricepere și pocăință în actul jertfirii noastre să avem bucurie. Doamne ajută-ne! Apoi spune Psalmul 50:23: cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Să fim, frații mei, mulțumitori. Avem pentru ce să mulțumim. Aseară am spus aici puțin de delegația care am avut-o de la Ucraina în timp de 6 zile, de episcopii pe care i-am cunoscut, care ne-au povestit lucruri foarte grave, foarte grave. De un păstor care în 2014, când a atacat rușii Crimeei, au pierdut 2 băieți. Și acum l-au pierdut pe al treilea. Și eu mă gândeam, și eu am 3 băieți de luat la război dacă ar începe războiul. Pitățuie. Și să-i văd că se duc. Și nu mai vin înapoi și te cheamă, vino și identific cadavrul. Ce bine la Betel, ce bine la Arad, ce bine în România. Ar merita să stăm câteva zile aici, cu bucurie înaintea Domnului și să mulțumim Domnului pentru pace. Vreau dar să ne rugăm și pentru Ucraina și pentru Israel și vreau să mulțumim Domnului pentru pacea care este în România, să lasă îngerii săi să păzească țara asta. Doamne, ascultă-ne rugăciunea. Amin. Aducem jertfa cu credință. Evrei 11:4: prin credință Abel a adus o jertfă mai bună decât Cain. Noi ne-am rugat, am adus rugăciune. Credem că Dumnezeu le-a ascultat? Credem tare? Să ne dea Domnul credința asta. Am adus jertfa la laudă de care vorbeam. Credem că l-a bucurat pe Dumnezeu că a primit jertfa, rodul buzelor noastre? Credem, eu cred. Și aș vrea credința asta să o ai și tu. Că n-ai stat degeaba în adunare.
că Dumnezeu nu-i nedrept să uite ostenelele noastre. Și-l văd acolo pe vârful Carmelului, pe Ilie, care drege altarul și spune, apropiați-mă acum, era spre seară, s-a ducea jertfa de seară. Și-a pus acolo juncul pe altar, a umplut cu apă acolo jertfa și șansurile acelea. Și-a spus, Doamne, fă să se cunoască că Tu ești adevăratul Dumnezeu, eu sunt slujitorul Tău și că astea, toate ce fac, eu le fac după cuvântul Tău. Și când a spus așa, o coborâ foc din cer, o mistuit jertfa, o subt apa și o strigat evreii, Domnul e adevăratul Dumnezeu. Vreau să te încredințez că Dumnezeu ascultă rugăciunea, că Dumnezeu primește jertfa, trebuie să avem credința aceasta. Un principiu în aducerea jertfei e valoarea, altul atitudinea. Și aș mai vorbi de unul singur. Calitatea. Calitatea. În Exod capitolul 12 spune acolo în versetul 5, dar în versetul 6 să iei un miel în ziua întâia a lunii, în ziua 10 a lunii întâia, să-l păstrezi până în ziua 14 a lunii întâia, între cele două seri să-l aduci ca jertfă. Să fie un miel fără cusur. Nu avea voie jertfa să aibă un cusur. Asta când te uiți așa ca aspect, trebuia să fie un animal întreg. Da? Păi dacă vorbim de jertfă întreagă, Iacov spunea în capitolul 1, versetul 2, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știm că încercarea credinței noastre lucrează răbdarea, și versetul 4. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, întreg și să nu ducă lipsă de nimic. Cum adică omul să fie întreg? În omul dinăuntru n-avem voie să avem lipsuri, n-avem voie. În Cronici capitolul 25, vorbind de Amația, spune Amația a făcut ce este plăcut Domnului, dar cu o inimă care nu era toată dată Domnului. Adică, dacă urmărim acolo capitolul 25, Amația au făcut mari fapte de vitejie, au ascultat de prorocul Domnului, au trimis pe ceilalți înapoi, tocmiți, meargă la război, și au ascultat de Domnul, făcut ce este bine, dar avea o bucățică de inimă, nu știu cât, așa cât neascultarea lui Saul, nu mult, un pic numai. Și vezi că bucățica aceea care nu i-a dat-o Domnul, citiți dumneavoastră mai târziu că i-a făcut probleme. De aceea jertfa care o aducem noi trebuie să fie întreagă, în totalitate să fie dată Domnului. Dumnezeu să ne ajute la asta. Acolo unde avem rezerve, unde acolo avem ceva al nostru, de care nu știe nici familia, nici comitetul, nici păstorul, e secretul nostru, dar nu e un secret bun, e un secret care nu-i bun. Aceea bucățică de inimă s-ar putea să ne facă mai târziu probleme. De aceea aș vrea ca în seara asta Duhul Sfânt să ne cerceteze, să ne umple cu prezența și puterea Sa, să ne curiță cugetul pe deplin și să fim o jertfă întreagă adusă Domnului. Asta la aspect. Dacă ne uităm la stare de sănătate, apoi spune Biblia că jertfa trebuie să fie sănătoasă. În Maleahi, în capitolul 1, cu versetul 8, Domnul i-a supărat pe evrei și spune, cum cu ce m-ați înșelat? Cu jertfele voastre. Când ai în turmă o vită bună și tu mi-aduci unea beteagă sau bolnavă sau oarbă, scrie acolo. Dă-o la dregătorul tău să vezi dacă îi place. Dă-o lui, hai, vezi dacă o ia. Dregătorul nu e, că nu e una bolnavă. Dar Dumnezeu are nevoie de o jertfă bolnavă, de una oarbă. Și aseară spuneam de virtuțile creștine din Petru. Numai un mic exemplu. De aceea dați-vă și voi toată silința, 1 cu 5, a 2 Petru.
uniți cu credința voastră, fapta, cunoștința, înfrânarea, evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni, dacă veți avea din belșug acestea toate, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb. Umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Să aduce o jertfă oarbă, să aduce o jertfă beteagă, să nu fie sănătoasă. În ce privește învățătura, Tit 2:8, dă dovadă de vorbire sănătoasă și fără cusur. Ca și jertfa de care vorbea Petru, mielul lui Dumnezeu, jertfă fără vină și fără cusur. Vorbirea trebuie să fie o vorbire sănătoasă. Dar există și vorbiri bolnavoare? Cred că este, dacă spune Biblia, în învățătură dă dovadă de vorbire sănătoasă. Să ne facă Domnul omul din lăuntru să fim sănătoși, frații mei. Doamne, ajută-ne în asta. Și când mă uit la calitate, mă uit la aspect, stare de sănătate, și mai pun aici un adaus. Jertfa de Paște trebuia pregătită. Trebuia păstrată, uitat, analizat, ținută din ziua 10-a, în ziua 14-a. Era un ritual cum se aducea jertfa, nu oricum. Și eu am ajuns la concluzia, după ani și ani de pocăință, așa, că totuși în lucrarea Domnului și în actul acesta al jertfirii trebuie să ne pregătim. Voi la Betel cântați foarte frumos. Domnul să vă binecuvinteze. V-am mai spus și vă repet, mie îmi place cântarea în cor. Cel mai tare asta îmi place. Dar voi, toate grupurile ați cântat frumos. Că la fratele acela la cântare am spus, dă-mi un pic partitura și mie. Am o întrebare, frate dirijor, că sunteți mai mult. Corul bărbătesc, acum ați cântat prima dată cântarea? Ați mai făcut repetiții? Și o leacă ești pretențios, nu? Știu eu, da. Aici nu-i bun, mai repetăm o dată, mai facem o dată și apucântăm, aducem o jertfă de laudă. Dar nu o aducem cu nebăgare de seamă, nu o aduce oricum. Că unii spun nici la predică, nu trebuie să te pregătești. Frații mei, n-am nicio schiță dacă vreți, dar în mintea mea am schița, eu astea le-am cercetat, le-am gândit. Că nu-mi permit să vin la Betel și să spun, oi, spune ce spune Domnul acolo. Nu s-a atât de pocăit eu. Eu nu s-a atât de pocăit. Eu predica o pregătesc, pregătesc mai mult, văd ce mă pune Domnul să predic. Cântarea trebuie pregătită. Ca să ai o prorocie, trebuie să ai o stare lăuntrică pregătită, să stai în Duhul, să stai pe turn, să stai în post, să stai în rugăciune, că eu aduc o jertfă Domnului, dar jertfa trebuie pregătită. Închei predica. Și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă mai rămas vă urmă, vă un capăt de răutate, prefăcătorie, viclenie, pismă sau clevetire, încă aveți timp acum aia să scăpați de ele. Ca Dumnezeu să poată primi jertfele noastre. Și după ce am amintit așa foarte succint ce trebuie să aducem, am vorbit de principiile jertfei. Valoare, atitudine și calitate. Când aducem o jertfă Domnului, ținem cont de asta și nu uitați, vă mai spun încă o dată, Dumnezeu nu rămâne dator. Și nu va face El ca jertfa voastră și sacrificiul vostru și cheltuiala voastră și rugăciunea voastră și lacrimile voastre să se ducă în zadar. El strânge lacrimile în burduf, jertfele noastre ajung pe altarul Lui și într-o zi El își va aduce aminte de noi. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.